pandemie sau ceva s-a întâmplat. Bine v-am regăsit, prieteni! În această seară, o ediție mai mult decât spectaculoasă, totul despre pericolul extraterestru. Există cu adevărat o amenințare care vine din spațiu sau celebrele apariții inexplicabile de obiecte zburătoare aparțin de fapt unei civilizații care s-a format tot pe Pământ, dar care s-a dezvoltat enorm în paralel cu noi. Este doar una dintre temele pe care le vom aborda într-o ediție în care jucăm cu cărțile pe ce vreți voi, pe față, pe masă. Nu are rost sau nu trebuie să ratați nici măcar o secundă din ceea ce va urma. Sper că avem pregătite headurile. Eu nu vă aud, nu aud regia. Hai să urmărim headurile și revenim cu o discuție senzațională. Totul despre pericolul extraterestru. Există cu adevărat o amenințare care vine din spațiu sau celebrele apariții inexplicabile de obiecte zburătoare aparțin de fapt unei civilizații care s-a format tot pe Pământ, dar care s-a dezvoltat enorm în paralel cu noi? Cine sunt hibrizii despre care entități, provenind din structurile de inteligență americane sau rusești, avertizează că nu ne vor binele? Faimoasele cazuri OZN, Roswell, Nimitz, Washington 52 sau Valul Belgian, interpretate într-o cheie șocantă de celebrul analist H.D. Hartmann. Concluziile vă vor ului. Un fost angajat al forțelor militare secrete ale Statelor Unite lansează o teorie incredibilă legată de un episod tragic din viitorul umanității. Oameni de peste mii de ani se întorc în timp pentru a ne avertiza cu privire la uriașele greșeli pe care conducătorii lumii le fac în acest moment. Detalii uluitoare în ediția din această seară. Ne întrebați ieri unde este domnul Hartmann. Bună seara, se află în platoul nostru. Sunt oameni care spuneau așa, pe generalul străinul l-ați ascuns, acum vreți să-l ascundeți și pe Hartmann? Bun. Trebuie să recunosc că aseară am fost la o întâlnire mult mai importantă. A trebuit, mai țin minte, cu câteva ore înainte a trebuit să reprogramăm emisiunea. Dar bună seara, Metropola TV, bună seara tuturor celor care ne ascultă. Bun, avem foarte multe de discutat în această seară și miza e mare, da. Pentru că există genul ăsta de tematici, sunt la limita compromisului cumva sau la limita, considerate de mult la limita, să zicem, ridicolului, dacă nu vii cu niște argumente serioase, pentru că în continuare ne rușinăm să dezbatem cumva aceste fenomene. Dar din fericire cumva, există din ce în ce mai multe dovezi că instituții de nivel înalt sunt preocupate intens de genul ăsta de fenomene. Dovadă raportul Pentagon din acest an, sau raportul CIA, pardon, al Serviciului Secrete Americane, la solicitarea congresmenilor din Statele Unite și care denotă o preocupare mai mult decât serioasă față de, să zicem, perioadele anterioare. Hai să începem așa. E o întrebare care poate părea stupidă, dar există atâtea controverse în jurul acestei întrebări și atâtea întrebări rămase fără răspunsuri încât n-am cum să nu cedez tentației de a vă întreba. De unde vin oamenii? Este o întrebare egală cu dacă Dumnezeu există. De unde vin oamenii? Cumva. Nu, este echivalentă și ca implicații, pentru că de la această definiție pornește întreaga definiție a rasei umane. Oamenii în sine, dacă ne luăm după teoria darwiniană, dacă ne luăm după teoria divină, dacă ne luăm după teoriile mai vechi, vorbim aici, uite, templele pe care ni le arăți aici sunt istorii de mii de ani, omul nu a fost același tot timpul. Ceea ce noi vorbim ca om astăzi este sapiens sapiens. Iar forma lui de ADN este tânără pentru Pământ, pe suprafața Pământului. Este tânără, rău tânără. Dacă ne gândim la hominizii, dacă ne gândim la cei 3 milioane de ani, da, nu, dar dacă ne gândim la descoperirile, nu, Flores, mai sunt câteva, sunt vreo 5 rase umane care au trăit la un moment dat, s-au suprapus unele cu celelalte și sapiens a câștigat lupta pentru supraviețuire. Dar au fost descoperite rase umane care au dispărut de pe fața planetei. Sunt cercetători care susțin că sapiens a făcut progrese prea mari într-o perioadă mult prea scurtă pentru a fi fost o apariție pur și simplu
naturală. Da, da, noi trebuie să luăm în considerare evoluții naturale. Da, Mădălin, noi trebuie să luăm în considerare toate opțiunile. Eu n-am să fiu nici un să spunem așa, eu nu mă tem să spun că de undeva a venit omul. Dar n-am să fiu nici atât de riguros să spun nu, l-a făcut Dumnezeu sau nu l-a făcut Dumnezeu. N-am cum să spun acest lucru, ar fi o aroganță absolută. Dar că suntem un exemplu fundamental de viață care a reușit să supraviețuiască într-un cele mai ostile mediuri naturale, fără discuție. Că la această reușită a participat un element artificial, o incluziune artificială. O intervenție genetică. O intervenție, nu, și aici vreau să spun, că era o intervenție genetică, că este o intervenție la nivel spiritual, că este o intervenție la nivel psihic, că este cu totul altceva pe care noi încă nu putem să-l numim astăzi. Să fim foarte clar, nimeni nu știe. Dar elemente istorice sau elemente de viitor ne fac să ne dăm seama că ceva există. Von Däniken a avut această teorie că în paralel cu dezvoltarea rasei umane terestre, atenție, nu celei de apă, atenție, deci nu din medium de marin, apă da. Marin, ci cel terestru, a mai existat o civilizație anterioară, probabil supraviețuitoare a vechiului ciclu glaciar care a avut loc. Mai știu eu, marii furtuni, a marii inundații, Le Grand Deluge, da? Menționat și în Biblie. Celebrului potop. Celebrului potop, menționat și în Biblie, și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, dar menționat, să nu uităm, Vechiul Testament, lăsând fundamentalul său rol spiritual, este o carte de istorie, ca da, să nu uităm acest. În care apar și pasaje, cel puțin strani. Strani, da, cartea lui Enoch, de exemplu, care, bun. Dar toate aceste lucruri, Von Däniken avea această teorie, că există o civilizație care a supraviețuit, probabil în număr foarte mic, probabil în grotele pământului, probabil în piramidele acestea imense care sunt indestructibile și care, de-a lungul timpului, această civilizație distrusă de un cataclism natural și-a revenit, dar care era cu zeci de mii de ani mai avansată decât forma de viață primitivă care începuse să renască pe suprafața terestră a pământului, pentru că fac marea diferență între cele două mediumuri, terestru și marin, și pentru UAP-uri, pentru fenomenul UAP sau pentru fenomenul OZN, ca să-l folosim, cu toate cuvântul nu se mai folosește. Secret Service folosește terminologia UAP. Da, dar pentru fenomenul OZN, cele două medii sunt foarte importante, pentru că vom observa că, și fac o paranteză, există OZN-uri numai pentru terestru, numai pentru marin, sau transmediile, transmediul. Uh-huh. E, vedeți dumneavoastră, forma de viață umană... Acesta este Eric von Däniken, da? Pe care îl văd telespectatorii, putem să-l schimbăm. Acesta este, este fost preot iezuit, apropo, a făcut liceul iezuit, este elvețian, a făcut liceul catolic iezuit, este un om foarte bine pregătit în teologie, care la un moment dat face o vizită teologică în Mexic și este fascinat de descoperire de acolo. Pe vremea aceea încă se putea vorbi de descoperiri arheologice, ți le arătau, iar el este fascinat și face o legătură intrinsecă între această veche civilizație și noua rasă umană care apare și el susține, și există dovezi de altfel, lăsate în piatră mai mult, asta e foarte interesant. Da. Bineînțeles, vulcanii ce n-au distrus sau marile inundații post-potop ce n-au distrus, rămân totuși niște construcții în care el susține că această civilizație străveche a ajutat, dar era o civilizație teriană, nu era extraterestră. Nimeni nu știe de unde veneau și ăia vechi. Putem să căutăm acele bazoreliefuri egiptene, sumeriene, exact, care apar niște forme de nave. Și a ajutat la apariția, în primul rând, a civilizației urbane, care este foarte importantă. Trebuie să înțelegem, civilizația urbană este un tip de civilizație care nu este specifică lui Homo sapiens. Numai Homo sapiens sapiens știe să facă oraș. Deci, toate aceste lucruri, Däniken le dă o formă. El este foarte atacat în anii 60, 70, 80, de fapt, din anii 70, până în anii 90, când încep să apară, de fapt, multe elemente. Și vom avea elemente care nu se mai legau. Da? Cum a fost, de exemplu, vorbeai de Washington 52,
acolo cineva a discutat cu umanitatea, pentru că s-au dus totuși 40 de UAP-uri deasupra Congresului American, sunt pozate. Războiul de la Los Angeles, seara atacului de la Los Angeles, care de fapt noi am atacat obiectul respectiv, 1400, am și verificat înainte de emisiune, peste 1400 de obuze trase în acel obiect, peste 100.000 de gloanțe, 6 avioane de vânătoare trimise să-l doboare, și acel obiect sau mai multe obiecte după anumite alte rapoarte nu s-au mișcat timp de o jumătate de oră. Deci, da, este incredibil. Revin la asta, da. Încă o dată, Silviu, te rog să căutăm acele bazoreliefuri antice, da, care apar imagini de nave, posibile imagini de nave și așa. Da, observați aici, da, de fapt că piatra de bazalt la imaginea de dinainte, piatra de bazalt era tăiată. Da. Și era tăiată acum 10-15.000 de ani, deci n-ai cum să o tai cu o freză. Absolut. Acum 10.000 de ani. Am mai povestit într-o emisiune, că am văzut, da, la un moment dat și vorbesc, da, foarte serios. Da. Din păcate, acel personaj nu mai există. Am văzut o fotografie pe care n-a dorit să mi-o dea și, da, nici și să o publice. Face publică, da, dintr-un artefact, dintr-un sit arheologic anterior civilizației dacice, da, de pe teritoriul României. Da. Da. Și pot să vorbesc de o conductă de proporții enorme, da, care era perfectă și care era ștanțată. Da, da, da. Deci care avea, cum ar veni, semne că provenea dintr-o industrie. Da, sigur, dintr-o organizare industrială. Dintr-o organizare socială, industrială. Care înseamnă o civilizație cu totul diferită, nu, de a pășunatului și a... Era ceramică, da, și era de o calitate uluitoare. Deci de unde, bun, vine omul? Nu avem răspunsul. Dar că există intervenții, că ele, repet, sunt genetice, că sunt psihice, că sunt spirituale, fără discuție. Maimuța singură nu ajungea la mine și la tine să stăm de vorbă într-un studio de televiziune. Maimuța singură nu avea această, nu avea această șansă. Deci asta ar fi răspunsul. Dar este o întrebare extrem de grea, pentru că noi ne uităm acum... Da, da? N-am văzut încă acele bazorelief. Da, nu, noi ne uităm la aceste... Celebre, uite, da, asta este Irak. Noi ne uităm la aceste clădiri, sunt de mii de ani, bun, sunt temple de mii de ani, dar noi avem... Acestea sunt doar produsele, by-product-ul, sunt produsele colaterale unor civilizații care au învățat oamenii să facă aceste lucruri. Și vom vedea, de exemplu, când au încercat egiptenii 3800 de ani, 4000 de ani, acum 4000 de ani, de fapt, să facă The Bent Pyramid, piramida, să copieze piramida, o piramidă, și nu le-a reușit decât celebra piramidă, cum se cheamă, greșită, piramida care s-a prăbușit pe interiorul ei, se cheamă Bent Pyramid, piramida aplecată. Dar ei au încercat să copieze piramidele care le vedeau pe platoul Giza. Bun, apropo de extraterestri antici, încă, da, nu apar acele imagini, sunt simple, dacă dai extraterestri antici pe, da, internet, îți apar tot felul de bazoreliefuri ciudate cu, da, posibile imagini de nave, despre, da, care vorbesc și indienii, de exemplu, în celebrele Ramayana, Mahabharata, da, 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 de un război nuclear, posibil, Upanishadele, sau atomic. Da, exact, da, da. Războiul celest la care au... N-ai cum să nu reacționezi, da, la astfel de povești. Ne referim la această civilizație teriană. Ce-i cu aceste extraterestri antici? Nu sunt extraterestri. Este această civilizație, teriană, a noastră, paralelă cu civilizația noastră, atenție, paralelă cu dezvoltarea civilizației noastre. Deci nu vorbim de o civilizație din alte dimensiuni. Nu vorbim de un alt univers. Pur și simplu paralelă cu Homo sapiens. O rasă probabil umanoidă, cel puțin umanoidă, care inspira și expira pe formă de carbon. Viețile noi acum, conform teoriei lui Drake, formulei lui Drake, civilizațiile pot să fie și non-carbonice, deci fără bază de carbon. Această civilizație s-a retras, nu s-a retras, a plecat, nu s-a plecat. Poate că această civilizație ne-a salvat de invazia extraterestră de care vorbesc marile cărți spirituale ale Indiei. Poate că în continuare. Sau poate în continuare. Nu ne dăm seama. Cert este că noi cam de vreo 7-8 mii de ani, dar mai mult cam de vreo 6 mii de ani, civilizația noastră este singură. Foarte rar mai vedem interacții fundamentale, așa cum găsim bazoreliefuri care nu vrem să le datăm cum trebuie și spunem că sunt de 3.000 de ani, dar ele sunt de vreo 15-20 de mii de ani. Exact. Da? Foarte rar mai vedem acest tip de interacție cam în jur de 6-7 mii de ani. Cam acolo a fost o decizie a acelei civilizații străvechi de a se retrage, pentru că lăsase în urmă destule construcții, destulă tehnologie pe care noul Sapiens putea să le copieze. Da. Ori pentru că au fost alungați sau au existat un necesar de resursă care să-i mute
ori de pe suprafața planetei în interior, ori în spațiul marin, pe care să nu uităm, noi cunoaștem doar 5 și 7% din spațiul marin al planetei. Foarte puțini oameni știu treaba asta. Noi credem că noi cunoaștem ca rasă umană oceanele și mările lumii. Nu, nu le cunoaștem. Acesta este celebra figură a hibridului și o să vă explic și legenda acestui alien, care de fapt că este, ei spun că este un hibrid, dar noile cercetări spun că este de fapt o copie, este o clonă. Este o clonă. Și aceste clone sunt folosite de fapt pentru contactul nu neapărat prietenos cu rasa. Deci, practic, mergeți pe ideea civilizație în sunt paralel. Trepte. Această civilizație încă e aici și dacă da, ce face? Asta este o întrebare. Ne monitorizează? Asta este o întrebare, implică, pentru că, repet, de istoria umanității, așa cum o știm, cam de 6-7 mii de ani. Adică acea civilizație din incidentul Nimitz, de exemplu. Da, aia nu e o civilizație. Incidentul Nimitz a fost, eu am două teorii, hai să începem incidentul Nimitz. Ce este? Da, este un TikTok, este un obiect în forma celebrei pastile TikTok, da, care le aveam noi cu mentă. Silviu, fiți atenți, da, vă rog eu, vorbim de Nimitz. Așa, Nimitz este, de fapt, este un produs colateral a 32 de zile de contacte directe. Acolo s-a comunicat. Ca să fim foarte clar. Hai să dăm definiția comunicației, da? Mă duc în 52 deasupra Washington și nu mă duc deasupra fermelor de lângă Washington, mă duc deasupra Congresului și stau 2 ore să mă pozeze toți care vor. Aia e o formă de comunicare. La Nimitz, în largul coastelor americane, Nimitz este unul din cele mai mari portavioane ale Marinei Statelor Unite ale Americii, poartă numele unui celebru amiral Nimitz, din istoria lor. Așa, și acel grup militar are 42 de nave militare întinse pe sute de kilometri pătrați de apă. Și au loc celebrele exerciții de primăvară. Ele sunt două tipuri de exerciții. Nimitz este... În 2004 s-a întâmplat. În 2004. Nimitz este vasul amiral al flotei respective și 32 de zile are loc o comunicare. Nu știm ce tip de comunicare. Cert este că de dimineață până seara, sub formă de radar, ai contacte permanente, că sunt 100, că sunt 10 într-o zi, sunt 20 în alta, că sunt statice, că sunt mobile, că se apropie foarte mult, că sunt în stratosferă. Este o formă de comunicare pe care, apropo, astăzi ea, încă această formă de comunicare se studiază. Bun, hai să le explicăm celor care nu știu ce s-a întâmplat după Nimitz. Ce se întâmplă? De-abia în 2017 Washington Post a făcut publice... Da, dar de ce? Că aici vreau să ajung. Interesant. De ce? După ce, în mediul virtual... Apăruse deja din 2013. Au viralizat niște filmulețe. Da, da, da. Niște filmulețe pe care nu a comentat nimeni câțiva ani. Vă rog să căutăm și noi aceste detalii despre Nimitz. Și hai să spun ce se întâmplă. Vorbim, și putem comunica. De pe Nimitz pleacă. Și aceste filmulețe au stârnit tot felul de speculații. Marina militară a fost șocată pentru că n-a vrut să facă publice și a și recunoscut acest lucru. Fapt care a alimentat și mai multe speculații. Și au ieșit la rampă câțiva piloți. Nu, piloții care au avut contactul. Care au avut contact și care au spus că au filmat. Așa, deci ce se întâmplă? Se ridică o escadrilă pentru a face un exercițiu de atac. Este un exercițiu militar. Și sunt 5 avioane. Uh-huh. Avionul comandantului de misiune, deci comandantul escadrilei, are șansa, alături de încă 2 avioane, celelalte n-au avut, dar el are șansa să aibă cel mai nou sistem de... Uh-huh. De identificare radar, care avea și identificare termo. Da. Deci de căldură. Și ăla se declanșează automat când au loc așa numitele evenimente aeriene pe care nu le recunoaște pilotul sau nu le recunoaște memoria acelui aparat. Da? Așa numitele UAP-uri. Și la un moment dat, mitraliorul, de fapt nu mitraliorul, cel care era tehnicianul din spate care s-a ocupat de, în mod normal, trebuia să se ocupe de fixarea țintelor, îi transmite prin cască comandantului, zice, tu vezi ceea ce văd eu, zice, e ceva deasupra apei. Omul se uită și în acel moment observă că și avionul lui început să scaneze fenomenul. Fenomenul a început deasupra apei. Un fenomen de 300 de metri, ca să fim foarte clar. Din acest fenomen, un fel de spumă albă, la suprafața apei, era clar că era ceva la 10 metri sub suprafața apei, deci nu foarte adânc. Apare acest TikTok, de aici se spune incidentul TikTok. Acest obiect
Nu știm din ce vizual piloții jură că este, era un obiect solid. Încă nu ne dăm seama, dar pe adică care nu un spectru, nu o hologramă, nu... Exact. Dar pe care îl recunoaște altceva. Și radarul că este solid. Mai mult decât atât, la switch-ul, la transferul pe radarul termo, care era, la vremea respectivă, era ultima modă, ultima tehnologie, uite, asta este. Da. Asta este momentul. Asta senzație. Este momentul. Așa. Și uite-l TikTok-ul. Ăla este cel care... Așa. Dar este clar că TikTok-ul... Deci acum asta este doar o regie, deci da. N-a fost atât de aproape filmat. Dar este clar că TikTok-ul verifica acest fenomen pe care îl vedem pe, la suprafața apei. Uite-l, este enorm, a fost aproape de 300 de metri. Deci, ce face acest TikTok? Este recunoscut ca obiect, este recunoscut că zboară, este recunoscut că are... Avea vreo 12 metri lungime. Da, da, da. Păi nu, că nu era micuț nici el. Da, nu. Da, da. Așa. Este însă, și al treilea aspect, că emite căldură. În momentul în care emite căldură, trebuie să se înțeleagă, toată lumea trebuie să înțeleagă. Un obiect care emite căldură este produs, dacă nu e lavă, este produs artificial. Nu există obiecte care să emită căldură recunoscută termo. Și noi emitem căldură, corpul uman. Da? Dar nu de acest nivel. Și la un moment dat, ce decide șeful escadrile? Și domnule, zice, eu mă duc după el. Și începe un looping. El era foarte sus, escadrila, erau foarte sus. Și începe un looping să se întâlnească nas în nas cu el. Și ce face TikTok-ul? Că aici iau lui pe toți. Începe looping-ul invers. Începe urcarea. Deci ei practic erau, comunicau, se duceau unul după altul ca să se întâlnească într-un punct. Cu 10 secunde înainte de întâlnire, obiectul respectiv efectiv dispare de pe radar și se reîntâlnesc la vreo 10 km. Radarul, îl anunță radarul de pe Nimitz, îl anunță ofițerul de radar, ce n-ai să crezi unde este, este la 10 km de voi. Și ăsta își anunță comandantul, pilotul respectiv și eu mă duc după el. Pentru că în acel looping, acest obiect pe care îl vedem aici, comunicase cu pilotul deja. Asta este imaginea dată de Pentagon. Asta este imaginea dată de Pentagon. Atenție, comunicase cu pilotul, deci pilotul se ducea în jos să se întâlnească cu el, iar acest obiect urca să se întâlnească cu el. Asta e o formă de comunicare. De comunicare prietenoasă, atenție, pentru că altfel dacă voia să-i facă ceva rău... Clar, se întâmpla. Bun. Comandantul a și spus, domnule, m-au șocat mișcările dezordonate. Da, dar la un moment dat nu au mai fost dezordonate. Da. Îi replica în oglindă mișcărilor lui. Da, incredibil. Deci asta este o formă de comunicare. Da? Ca să dăm un exemplu să fim și mai bine înțeleși, da? Câinele nu poate să vorbească cu noi, dar el ne comunică, da? Când stă, de exemplu. Postura, modul, cum se uită la tine. Dacă îți cunoști câinele, știi ce vrea. Vrea mâncare, vrea joacă, vrea afară, vrea înăuntru. Deci, acest obiect a comunicat cu pilotul. Ceea ce era pentru prima dată prins pe radar și video. Aici avem video. Nu e radar. Ăsta e video. Părerea mea este că analiștii de la IATIP, deci compartimentul de analiză acestor evenimente, au realizat că ceva a transgresat regulile unei întâlniri de acest tip, unui eveniment. Până acum, foarte rar, aceste obiecte sau aceste evenimente comunicau. Era pentru prima dată în care piloții puteau spune, băi băiatule, mea băgat în oglindă ce făceam eu, făcea el pe partea cealaltă. Dar la o distanță la care să nu se poată întâmpla un eveniment nefericit. Bănuiesc? Și ultimul lucru care e foarte important de înțeles. După ce se joacă cu el, cu pilotul respectiv, că a fost o joacă. A fost parcă o joacă de copil. Așa și par. După ce se joacă, după ce iar dispare 10 km. Să mai arătăm un pic reconstituirea. Da, vine iar după, iar dispare 10 km, iar apare la un moment dat, dispare complet. Și piloții escadrile spune, acum hai să ne întoarcem acasă. Punctul unde ei trebuie să se întâlnească pentru a intra, pentru a fi ghidați radar ca să aterizeze pe Nimitz, se cheamă punct de întâlnire. Este un SOP. Și aud în cască când se îndreptau spre locul respectiv, toți cinci, ca după aceea să intre pe culoarul de aterizare pe Nimitz, repet, ghidați de radar, aud pe șeful de la comunicațiile de pe Nimitz, care îi spun, voi nu aveți idee unde se află TikTok-ul. Deja îl nominalizaseră. Și zice, unde? Zice, este la locul vostru de întâlnire.
Incredibil. Altă formă de comunicare. Scuzați-mă, revin cu această afirmație. Nu, 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 este, este altă formă de comunicare. Da. Deci acel aparat știa unde se întâlnesc. Deci dacă e să ne gândim la o formă, hai să spunem extraterestră, nu știm ce este. Pentru că n-avea geamuri, n-avea absolut nimica. Deci nu ne putem... Și o să vorbim și de desenele cu geamuri, o să vorbim și de prezența așa numitor ocupanți a evenimentelor. O să le vorbim pentru că sunt foarte importante, sunt diverse forme de profil. Asta este clar că înmagazinat în el, știind că evenimentul de la suprafața apei avea loc în mijlocul unor exerciții militare cu nave foarte puternice, capabile să recunoască evenimentul ca nefiind un eveniment natural, avea în memoria lui toată strategia militară. Deci el n-a vrut să facă rău. Și momentul în care la final s-a jucat cu ei și s-a așezat, i-a așteptat. La 2 minute de punctul de întâlnire al 5-o avioane va dispărea complet. Pentru totdeauna. Nu va mai fi văzut. Dar i-a așteptat. Toate acestea nu... Ce ne-au spus sau specialiștilor? Dar interpretarea, exact. Interpretarea. Că ori era o dronă cu o inteligență artificială. Manevrată, evident. Manevrată, evident. Și aici vorbim, da, există această capacitate tehnologică altor forțe din interiorul forțelor militare americane, care să nu anunțe un astfel de exercițiu, să creeze evenimentul, pentru că aici vorbim de 2 soluții. Ori este un eveniment creat de un alt departament al forțelor militare americane pentru a vedea reacția care provine unui grup din zona militar, black budget, care provine din zona bugetelor negre. Da. Da. Pentru că să știți că din apă n-a ieșit nimic, apropo. Din apă n-a ieșit nimic. La 300 de metri, dacă ieșea un OZN, trebuia să fie văzut de 50.000 de soldați. N-a ieșit nimic. Ori este, a doua teorie, un obiect, într-adevăr, aparținând a ceea ce noi numim unei civilizații transmedia. Deci care poate să treacă prin aer, prin apă, poate să aterizeze pe pământ. Transmedia, deci folosește mai multe element, este compatibil cu mai multe medii. Ceea ce nu există decât ca produs al unei civilizații inteligente. Superioare nouă net. Fără discuție ceea ce s-a întâmplat. Deci avem 2 posibilități la incidentul Nimitz. Faptul însă că a fost dat publicității întâi pe Șestache, pe așa, ascuns pe YouTube, dar cu zeci și sute de milioane de vizionări, și apoi Marina Statelor Unite, probabil nemulțumită de răspunsurile primite, sau cine știe ce a încercat să replice prin comunicarea publică pe care au făcut-o, faptul că a existat această dovadă dată, după atâția ani, da, mie îmi spune că undeva, chiar dacă era, să spunem, este produsul unei civilizații, unei breakaway civilization, unei civilizații care... umane, care s-a desprins tehnologic de marea masă a civilizației noastre. Dacă există un astfel de produs, înseamnă că Marina Americană a comunicat cu ei și le-a spus: știm cine sunteți, ne-ați deranjat cu acest experiment. Dar dacă este produsul unei civilizații, care poate să fie vechea civilizație superioară, repet, care s-a retras la un moment dat în istoria umanității, vedem o retragere. Vedem o retragere. Acum 6-7 mii de ani și doar până la prima bombă atomică ne vedem singuri. După aceea vom vorbi și de efectul primei bombe atomice și reapariția acestui fenomen. Sau este, repet, produsul unei civilizații net superioare, probabil marine, sau probabil aflate în interiorul terei, în interiorul care e paralelă cu noi, nu e breakaway, este paralelă cu noi și care la un moment dat a vrut să comunice. Aceste comunicări, să știți că se fac în tranșe de comunicare. De ce ne lasă? Nu înțeleg întrebarea. De ce ne lasă să facem toate prostiile pe care le facem? De ce, fiind o civilizație... Credeți că ne-au lăsat chiar toate? Nu știu. Nici eu nu. Adică le fac ei? Nu, credeți că ne-au lăsat? Nu, sunt dovezi, de exemplu, sunt argumente serioase că la Cernobâl au intervenit, că la Fukushima au intervenit, că poate după Hiroshima... și Nagasaki au intervenit, adică sunt și astfel de... Eu cred că este vorba, dacă este să vorbim de comunicare, vedeți dumneavoastră, comunicarea cu altă civilizație.
extraterestră este o comunicare, te țin asta în mână să nu se vadă pe televizor, dar e cafea, oameni buni. Așa. Eu cred că o comunicare care nu e lineară ne dovedește că forma lor de civilizație nu este nici ea lineară. Deci ei nu știu cum să ne transmită alfabetul. Copilul omului, copilul uman, învață linear. El nu îi se dă ABC, mai stă un an, DFG, etc. Nu? Lui îi se dă tot alfabetul. Părerea mea este că atâta timp cât aceste comunicări au loc, pentru că sunt forme de comunicare. Da. Hai să mai dăm un exemplu ca să înțeleagă umanitatea, să înțeleagă cei care ne ascultă. Da, Statele Unite, de exemplu, își trimit 4 bombardiere strategice deasupra Rusiei. Alea nu fac nimic. Nimeni nu vorbește la telefon, nimic, dar ele se plimbă. E o formă de comunicare? Da. Statele Unite transmit un mesaj? Un mesaj, da. Rusia știe la ce mesaj se referă? Da. Sau trebuie să-l decodeze ca să înțeleagă nemulțumirea? La fel face Rusia, da? Întotdeauna când noi, de exemplu, avem poziții foarte ferme pro-europene, ne trezim, tot timpul suntem anunțați că flotilele NATO interceptează avioane de vânătoare rusești. E o formă de comunicare. Nu-ți aruncă nimeni o bombă, nu te omoară, nu? Dar în cer are loc, în atmosferă are loc un fel de comunicare. Dar e lineară. Îți dai seama la ce se răspunde. E aici, alfabetul comunicării este transmis în calupuri. De-a lungul istoriei. Există celebrul JPN al Franței, cercetător de acolo, au calculat formula. De exemplu, următorul calup de comunicare va fi transmis în 2032-35. Acolo vom vedea probabil o creștere fundamentală a interacțiilor. Noi ne așteptăm la interacții mai mult, pentru că astea sunt interacții. Până acum aveam poze cu ăla de zi, de pe câmp, se ducea cu prietena și făcea poze, uite OZN-ul. Acum ăștia sunt în mijlocul, și nu numai ei. Nimitzul este o formă foarte complexă. Dar comunicarea are loc cu o rasă non-terestră sau cu un grup care are o tehnologie superioară guvernului american, din interiorul guvernului american, care fac aceste teste. Deci aici încă nu ne dăm seama. Vorbeam de cheia șocantă în care veți interpreta astfel de evenimente. Dacă e să-mi iau după raportul Secret Service prezentat Congresului American, cam asta e și părerea acestor entități de inteligență. Atenție! Pentru că n-au menționat civilizații extraterestre, n-au vorbit că aceste evenimente de tip UAP ar proveni din univers și au spus că mai degrabă provin de la entități non-statale sau alte civilizații. Acum, ca să fim foarte clar, serviciile de informații americane au putut cele să spună ceea ce au putut să spună. Bine, că n-au cum să spună. Dar eu am să spun un singur lucru. În categoria evenimentelor care au loc, profilorii sunt foarte importanți. De aceea profilorul se duce la locul faptei. În orice meserie. Dar în această meserie e foarte important. Eu am să dau un singur exemplu. Din 100, eu am să vă spun următorul. Cum se cheamă din engleză ratio? Media sau? Media. Da. Evenimentelor extraterestre care au loc pe nivel terestru, sau în mare, sau în ocean, dar pe planetă, este de 1 din 100. 95 pot fi explicate sau încă nu avem datele științifice să le explicăm. 95. Dar rămân 5. Vorba celebrului fizician Friedman, care s-a și ocupat de MJ-12, el este cel care publică în 74 lista celebră MJ-12, MJ-12, Majestic, da? Și o să râdeți. Majestic 12. O categorie de top secret în Statele Unite chiar se cheamă Majestic, MJ. MJ. Și este la Marina Americană. Este folosit codul de top secret Majestic numai în interiorul Marinei Americane. Deci, celebrul Friedman spunea așa, celebrul fizician, pentru că, atenție, nu vorbim numai de copii care au văzut, da? De așa zici, cei care au vizitat, spun ei că au vizitat baze secrete sau că s-au pe lună sau... Nu. Vorbim de oameni foarte serioși. Vorbim de... Richard Dolan este filozof și este doctorant MIT. Dr. Greer, celebrul Dr. Greer, care va declanșa, de fapt,
fenomenului, că a fost lăsat să-l declanșeze. Este cel care este șeful traumatologiei spitalului din Boston. Este un medic excepțional, este un om de știință. Friedman este fizician nuclear. Vorbim de amiralul Sory de la Paris, care este la bază, este inginer de submarină. Sunt oameni care au, nu că sunt generaliști, sunt oameni care au specialități fundamentale în mecanica materialelor, în profilul materialelor, în construcția de motoare, de lucruri care, dacă ăla îți spune că alea 5 evenimente trebuie studiate, nu mă interesează 95. Pe mine nu mă interesează Edison de câte ori a eșuat să facă un bec. Ci mă interesează cum l-a făcut, când a reușit. Atât. Dacă un singur eveniment în 7000 de ani este real, atunci mi se schimbă. Este acel celebru punct de referință. Dați-mi un punct de referință și vă întorc planeta. Da? Atunci, în acel moment, este punctul de referință în care am întors istoria cu capul în jos. Deci, așa e și aici. Din 100 de, așa zis, observații, 95 sunt clar fenomene pe care eu, ca om simplu, sau chiar și fizicienii, nu le găsim, la un moment dat, putem să nu le găsim răspunsul. Dar știm că sunt naturale. Da. Sunt endogene. Sunt produsul planetei. Din alea 5 însă, unul singur rămâne, care nu poate fi explicat sub nicio regulă sau lege umană, pe care o știm, atenție, pe care o știm. Că dacă trecem în spațiu și acum avem sateliți care se duc din ce în ce mai mult și fac poze, acolo să știți că suntem pierduți complet. Deci acolo, dacă e să punem analiza umană pe harta cerului și ceea ce se pozează sau ceea ce se filmează astăzi, să știți că ne ascundem sub pat. Nu înțelegem ce vedem. Deci, în lumea profilorilor există o lege. Ceea ce vezi nu există. Este o lege fundamentală. Niciodată să nu crezi ceea ce spune ochiul, mirosul, auzul, tactilul. Niciodată. Pentru că dicționarul tău personal este foarte limitat față de ceea ce există cu adevărat în natură. Însă simbioza care se întâmplă astăzi între tehnologie și evenimentul care mie îmi pune problema, asta este, de exemplu, Washington 52. Este o parafrazare, e un film. În fața așa. Nenumărați marturi. Da, au fost 50.000. Nu, nu, da. Și de două ori. Nu, nu, da. Atunci au comunicat. Da. Dar știi de ce au comunicat? După un an se va întâmpla Roswell. Roswell s-a întâmplat înainte. Nu, înainte, a fost în 51, pardon. Da. Nu, Roswell în 49. 47. 47 Roswell, da. Și 52 Washington. Da, da, și 52 Washington. Da, a, da, da, da. Nu, am făcut confuzie cu Japonia. La Roswell n-au comunicat cum trebuie, la Washington, după la Roswell, după la Roswell a fost cea mai mare problemă. Conferință de presă după al doilea război mondial. La Roswell a fost o altă problemă. Și acolo o să-l discutăm, pentru că eu ceea ce știu... Hai să facem paranteza Roswell. Ce da, paranteza Roswell. Sunt două evenimente, nu unul. Și care are o simetrie în ce se va întâmpla în Italia acum 20 ceva de ani. Este un nor, este o furtună deasupra Roswell. Ce este Roswell pentru Statele Unite? Este locul, singurul loc în acel an și în acea decadă, unde erau parcate avioanele strategice, cele care puteau purta bombe atomice. Deci avem Hiroshima și Nagasaki, avem incidentul din 46 deasupra stâncoșilor, în care un american vede aceste farfurii zburătoare, că de la el vine... Se numește Flying Saucers. Flying Saucers, de la el vine. Că vede la un moment dat, el este farfurii în avion, da. El se ducea spre orășelul lui, el era într-un avion de ăsta, de fermier, nu altceva, și vede la un moment dat niște obiecte adunate în formă de aripă, dar obiecte independente unul de celălalt, dar organizate în formă de aripă, care efectiv săreau, când eram copii, ne jucam, dădeam cu pietrele în apă, și săreau. Așa zburau. Nu zburau lin ca un avion, ci săreau. Și de aici vine el face un raport, fără să știe că va intra în istorie, face un raport și le spune și nu arătau ca niște farfurii zburătoare. De aici vine termenul. Are loc Roswell-ul, unde se întâmplă foarte simplu. Deci este o furtună extraordinară, cam la 3-7 km de baza militară, unde era singura escadrilă nucleară din acel moment a Statelor Unite ale Americii. Și are loc un fulger, are loc o furtună cu fulgere și la un moment dat totul se oprește.
Nici o problemă. Dimineața, unul din fermieri descoperă, povestea se cunoaște, o fac foarte schematic, se duce să-și vadă pământul, să vadă cât de distrusă e recolta datorită acelei furtuni de noapte. O furtună pe care toată lumea, după aceea când s-au rememorat evenimentele, a recunoscut-o ca fiind foarte neobișnuită. Era și foarte violentă și cu un vânt foarte puternic. Nu era chiar tipic regiunii. Și omul se duce și găsește, să spunem așa, primul eveniment. Intră în contact cu primul eveniment, pe care el nu-l înțelege, e normal. Un fermier în America în aceea n-a văzut nimic în viața lui. Și el unde să se ducă? Polițistul nu este prietenului din copilărie, că e șeriful de oraș, și el se duce la unitatea militară. El neștiind ce înseamnă acea unitate militară, m-am dus și se duce, se întâlnește cu comandanții și iese celebra poveste de la Rosului, care a fost retractată după aceea, a fost manipulată. După ce au recunoscut inițial cei din armată, într-adevăr, au locul zile... în contact cu civilizația. Da. Și apropo, ca să reamintim ca o formă de glumă, când apare primul articol care este titlul Armata anunță, Air Force-ul anunță, forțele aeriene americane anunță că au în posesie un flying saucer, un OZN căzut, și în josul paginii, pe prima pagină, cine este? Elena Lupescu cu Carol II căsătoriți în nu știu unde. Și spune The Playboy King. Da. Regele Playboy s-a căsătorit cu iubirea, cu metresa în lui. În Portugalia sau pe unde? Da, pe unde, așa. Dar fac aceasta pentru că ca să se știe că e istoric, pagina este efectiv cu poza lui Carol și cu Elena Lupescu. Da. Este senzațională chestia. Dar interesantă era altceva. Ăsta este primul eveniment. Armata își face treaba, ia ce au adunat de acolo, încă nu se știe, procesele verbale nu s-au găsit niciodată. Ce a apărut au fost tot felul de falsuri și de minciuni. Dar după 3 luni, la vreo 2 dealuri diferență, ceva de acest gen, un avion trece, tot al unui fermier, trece peste acea zonă, nu știu ce să fac. Și observă niște lucruri care strălucesc. Și anunță armata. Deja armata băgase frica în oraș. Deja. Toată lumea era... Și aici începe al doilea eveniment, care este cel mai cumplit. Pentru că dacă este adevărat, măcar în ceea ce copiii martorilor, nu martorii, că ei nu au mai trăit când a început celebra anchetă în anii 70, pentru că Roswell este dezvăluit, el se știe, dar moare în presă și moare în interesul public și este... Resuscitat prin anii 74-75. Și în momentul în care Roswell, în momentul în care armata ajunge acolo, este un șoc total, după cum spun copiii martorilor, repet, nu martori, deci avem un fel de informație la mâna a doua, găsim, lăsând obiectul care este de 6 ori mai mare decât obiectul inițial, descoperit cu 3 luni înainte, găsim și, noi le spunem, noi nu le spunem forme de viață, le spunem elemente biologice. Întrebarea care a fost pusă tot timpul, și aceasta este întrebarea corectă, la astfel de evenimente găsim elemente biologice, găsim urme de biologie care acoperă toate formele, atenție, toate formele, că e formă de viață, dacă găsim urme biologice, înseamnă că e o formă de viață. Uh-huh. Iar dacă le găsim urmele biochimice, înseamnă că corpul respectiv produce. Înseamnă că vorbim de o formă de viață superioară. Deci, noi nu vorbim de am găsit omulețul verde? Nu. Asta e o întrebare pentru un copil de 12 ani. Da. La această întrebare vine șocul. Pentru că în patru incidente UAP din istoria lumii, vorbim de elemente biologice. Roswell-ul a fost integrat în această listă de 4. Iar când Friedman începe să se ocupe de caz, el habar n-are de al doilea eveniment. Toată lumea era focusat, toată lumea era interesat de primul eveniment. Pentru că erau martorii direcți. La al doilea, armata nu mai face aceeași greșeală. În acel moment se instalează celebra tema oamenilor în negru, the people in black. Apar de undeva soldați cu elicoptere, îmbrăcați toți în combinezoane negre, se eșantizează, se izolează, se sanitarizează regiunea
se expropiază ferma. Tensie foarte mare. Iar fermierul n-a mai fost niciodată găsit, nu că l-a omorât. Probabil că a fost transferat sub un nume fals în altă parte a Statelor Unite. N-a fost niciodată fostul proprietar și familia nu i-a fost niciodată descoperită. Nu că i-a omorât. Atenție, deci, al doilea eveniment, în 3 luni de zile, armata americană formează un grup, și aici intrăm exact în ceea ce ne interesează, formează un grup care sanitarizează 17 hectare și intrăm deja în tematica fundamentală a breakaway civilization, a civilizației rupte de civilizația umană. Este un grup fundamental. Da, văd că mergeți foarte mult pe această teorie breakaway civilization, că civilizația ruptă de... Pentru că este singura care explică evenimentul. Care s-a dezvoltat în paralel, ruptă de, să zicem, Homo sapiens sapiens. Da. Este singura care explică. Dar ignorăm posibilitatea ca noi să fi venit după o planetă gen Venus. Da, care este considerată Venus contra pământul. Da? Sau după Marte? Marte s-ar fi putut să fie doar stație de reciclare. Avem. Dar ignorăm această variantă, această posibilitate? Eu n-aș ignora. Dar eu aș spune un singur lucru. Dacă Venusul nu a fost identică din punct de vedere al oxigenului, al carbonului, al compoziției biochimice, noi nu suntem de acolo. Noi suntem produsul fundamental al mediumului în care trăim. Am auzit un cercetător, nu mai țin minte detaliile tehnice, pentru că nu e specialitatea mea, dar care spunea că oamenii, Homo sapiens sapiens, oamenii în general, rasa umană. Rasa umană. Sunt reprezentanții, singurii reprezentanți ai vreunei rase de pe pământ care să facă ictere la naștere. Care ce? Care fac ictere la naștere. Bun, nu, dar noi avem altceva. Suntem, se pare, singura formă de viață de care naștem. Pornea. De aici pornea. Nu, care naștem. Nu. Forma rasei umane care naște. Este cea mai gravă și cea mai antispațială formă de reproducere. Deci, în spațiu, rasa umană n-ar rezista o generație. Nu poate să nască. Deci, noi avem specificitățile noastre. Jeff Bezos, acest multimiliardar, susține că în viitor oamenii se vor naște mai mult în spațiu. Da, sperăm ca Bezos să aibă acces la SAP, la Special Access Programs, la programele speciale de bugete negre, în care să fi învățat să facă, cum se cheamă, să facă mediu de viață în spațiu ca pe pământ. Pentru că dacă nu ai gravitație, nu te naști. Ca să fim cercetătorul clar. Respectiv susținea că este un argument, că nici acum nu ne-am adaptat vieții pe pământ, ceea ce înseamnă că provenim din alte constelații. Este un argument foarte valid, da. Sunt argumente care se bat cap în cap. Sunt argumente care se bat cap în cap, ca să fim foarte clari. Da. De exemplu, există, eu n-am văzut, dar unul din colegii mei din Statele Unite a văzut și mi-a spus într-o discuție foarte serioasă că a văzut o dovadă arheologică în care, de exemplu, vă dau nu este o noutate, dar indiciu. Este un indiciu, o dovadă arheologică în care spațiul, sistemul solar nu avea lună, Pământul nu avea lună. Eu n-am văzut-o. Atenție, nu am văzut acest lucru. Dar am văzut altceva, de exemplu, care este foarte important. Am văzut că umanitatea în numai un secol, efectiv în numai un secol, a sărit din cuțite de stilex în inteligența artificială. Fără o breakaway civilization, fără o civilizație ruptă din interiorul nostru, care să fi, ori să fi comunicat într-un, o clipă, să fi comunicat exclusiv. Bine, trebuie să luăm pauză. Trebuie să luăm pauză imediat, în 20 de secunde. Să fi găsit o formă de comunicare exclusivă sau să fi înțeles aceste alfabeturi pe care noi le avem tot timpul. Da? Și care le primim de mii de ani. Fără o astfel de grup, noi nu am fi ajuns astăzi unde suntem. Bineînțeles, fără a pune mâna pe un obiect, pe un material real. Cine a format acest grup? Despre ce grup vorbim? Sunt și aici niște teorii. Discutăm după publicitate. De asemenea, vreau să abordăm și teoria grupului Orion. Care este foarte interesantă, lansată la un moment dat și de un personaj foarte, foarte misterios, care a făcut parte din un angajat al Serviciului Secrete Militare Americane, și care lansează o teorie
hai să zicem, nu spune fascinantă, că nu e fascinantă deloc. E înspăimântătoare legată de o posibilă tragedie prin care umanitatea va trece în viitor. Asta după ce o serie de exemplare umane venite din viitor, înapoiindu-se în timp, i-ar fi comunicat niște fizic lucruri. Fizic și material imposibil. Rămâneți cu noi. Da, rămâneți cu noi. Continuăm această ediție absolut fabuloasă.